voi poți tergiversați deci publicarea datelor finale, că de-am avut că 2017. Păi ia seama că până la publicarea datelor finale îmi pun întrebarea, mai rămâne Evo Moldovan prin Moldova, ori cum pleacă e acum, nu rămâne nimeni. Reiterăm, nu putem, nu controlăm această situație, dar cel puțin în, la regisământ va fi depistat, să știu, sperăm să avem un număr cât de cât veridic, real, la numărul a celor plecați. Nu, că nimeni nu încearcă de a vă învinui, dar fac o paralelă, fiindcă dacă vreau să dezvoltăm ideea asta, că reieșind din rezultatele recensământului, foarte multe programe guvernamentale, a politicienilor, parlamentare și așa mai departe, pot avea unele schimbări radicale, că sunt măsuri care trebuie întreprinse în prim plan, planul 2 și pentru viitor. Și asta poate ar servi și un SOS pentru, mă rog, și în procesul de integrare europeană.